această închidere a cazului Bode BMW este pur și simplu scandaloasă față de ceea ce a făcut DNA până în acest moment. Procurorul de caz nu a chemat niciun martor. Nici măcar nu l-a întrebat de sănătate pe domnul Bode. Ăsta este BMW. Mașina de poliție pe care o ia poliția română. Este singura mașină care are înălțimea potrivită și cutie de viteze 8+1. Mașină de poliție Skoda. Îi lipsesc câțiva milimetri pentru a fi acceptată. Mercedes. Mașina de poliție Mercedes. Nu poate participa la licitația asta pentru că nu are cutie de viteză 8+1. Nici măcar Lamborghini nu poate. Asta este mașina Lamborghini de poliție din Italia. Da, o au forțele de poliție din Italia. Nu poate. Lamborghini, dacă voia să participe, nu avea 8+1 cutie de viteză. L-au știut, cum au știut, asta trebuie să explice procurorii, că nu va veni altă firmă la licitație. Este un caz clasic de fraudă, cazul Bode, BMW nu se termină, ca să fie foarte clar. Pe lege avem dreptul să atacăm la Curtea de Apel din București și vom face asta pe fond și vom ataca la Curtea Europeană de Justiție pe procedură.